Frumoasa și talentată actriță a Teatrului Național București, Ada Galeș, se alătură emisiunii noastre pentru a ne împărtăși poveștile sale despre actorie și despre cum a crescut alături de această pasiune. Lucrurile nu sunt perfecte. De foarte multe ori. De foarte multe ori și asta m-a dezamăgit foarte tare. Că eu am nevoie să-mi văd exemplu în părintele meu, care el decide pentru el că vrea să fie fericit. Masterclass-ul de fericire vine după 10 ani a ei de căutat ce înseamnă să fii fericit. Fericirea care înseamnă împlinire față de trecut, satisfacție față de prezent și speranță față de viitor. Happy Cafe, astăzi, de la ora 17:30, la Happy. Thank you.